tații să-i conducă pe copii la religie. În Psalm, capitolul 127, cu versetul 1, găsim scris: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Ce putem spune pentru a trezi sensibilitatea morală a taților ca să înțeleagă ce datorie au față de copiilor și să și-o asume? Acest subiect este de o mare importanță, deoarece de el depinde bunăstarea noastră viitoare. Cu solemnitate, dorim să imprimăm în minte atât taților cât și mamelor responsabilitatea serioasă pe care și-au asumat-o atunci când au adus copiii pe lume. Este o responsabilitate de care nu îi poate despărți decât moartea. Este adevărat că în primii ani de viață ai copiilor, principala grijă și povară îi revine mamei, însă chiar și atunci, tatăl poate fi suportul și sfătuitorul ei, încurajându-o să aibă încredere în dragostea lui și sprijinind-o cât mai mult posibil. În marea zi a socotelilor, el va fi întrebat: unde sunt copiii pe care ți-am dat ca să îi educi pentru mine? Pentru ca buzele lor să rostească laudele mele, pentru ca viața lor să fie frumoasă ca o cunună în lume și pentru ca să trăiască spre a-mi aduce onoare în toată veșnicia. Unii copii au o tărie morală deosebită. Ei dețin capacitatea de a dori să-și controleze gândurile și acțiunile. În cazul altora, pornirile josnice sunt aproape de nestăvâlit. Pentru a ieși în întâmpinarea acestor temperamente diferite, care se întâlnesc deseori în sânul aceleiași familii, atât tații cât și mamele au nevoie de răbdare și de înțelepciune de la ajutorul divin. Tatăl ar trebui să-i adune adesea pe copii în jurul lui și să le îndrepte gândurile spre canalele de lumină morală și religioasă. El ar trebui să le studieze înclinațiile și afinitățile diferite și să îi abordeze prin metodele cele mai simple. Unii pot fi influențați cel mai bine prin respectul și teama față de Dumnezeu, alții prin manifestarea bunătății și a providenței sale înțelepte, care îi va determina să îi fie profund recunoscători. Alții ar putea fi impresionați mai profund prin dezvăluirea minunilor și a tainelor din lumea naturală, cu toată armonia și frumusețea ei delicată, care le vorbește despre cel care este creatorul cerului și al pământului și al tuturor lucrurilor frumoase din ele. Copiii care sunt înzestrați cu talentul muzicii și cei care o îndrăgesc pot fi impresionați odată pentru toată viața prin folosirea judicioasă a acestor inclinații ca mijloc pentru educația religioasă. Mulți pot fi abordați cel mai bine prin intermediul imaginilor sacre, care ilustrează scenele din viața și din misiunea lui Hristos. Deși trebuie să fie caracterizată de o anumită uniformitate, disciplina în familie trebuie să fie variată pentru a întâmpina nevoile diferiților membri ai familiei. Părinții ar trebui să studieze cum să le inspire dorința de a obține cea mai înaltă inteligență și desăvârșirea caracterului. Părinte Ceresc, îți mulțumim că Tu nu ne lași în necunoștință și îți mulțumim că ne dai atâtea informații cum putem să educăm copiii. Te rog, pune Duhul Tău cel Sfânt în fiecare tată și mamă ca să putem să pregătim copiii noștri pentru ceruri. Îți mulțumim că și astăzi suntem biruitori prin Tine. Fii slăvit și lăudat!